Vorbind despre experiența noastră în cadrul Spitalului de Boli Cronice Sfântul Luca, vă mărturisesc că începând cu 2020 am ales să aducem clinica, singura clinică de excelență de altfel în geriatrie gerontologie, a UMF Carol Davila, Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, aici la Spitalul de Boli Cronice Sfântul Luca, împreună cu toată echipa academică și non-academică a acestei discipline pe care o coordonez. Ce înseamnă de fapt geriatrie, gerontologie? Probabil că mulți de dumneavoastră vă gândiți că trebuie să ajungi într-un stadiu sau la o vârstă înaintată astfel încât să ai nevoie de un geriatru. Ei bine, nu este așa. Am să vă reamintesc că pionierul sau promotorul a tot ceea ce a însemnat gândire gerontologică, geriatrică, a fost profesor Ana Aslan în debutul anilor 60. Pentru prima oară a vorbit despre ceea ce înseamnă medicina celor care îmbătrânesc și care vor să îmbătrânească independent și activ din toate punctele de vedere. A definit la nivelul acelor ani pentru prima dată această specialitate. De-a lungul timpului însă, definiția aceasta și pionieratul românesc, din punctul acesta de vedere, în plan mondial, a avut nevoie de reconsiderări în planul cercetării, atât în plan național, european și internațional, lucru pe care am reușit să-l dezvoltăm în ultimii 30 de ani foarte bine și eu cred că începând cu 2005-2007 am reușit să repunem geriatria românească și cercetarea în domeniul acesta pe harta lumii. De ce Sfântul Luca? În primul rând pentru că nu poți să dezvolți sau să continui ceea ce ai început în domeniul acesta dacă nu ai un management care să știe să aprecieze acest lucru. Cine se adresează unei astfel de clinici sau serviciilor de internare de zi sau celor ambulatorii? Se adresează toți cei care vor, au deja probleme de sănătate sau care vor să știe ce vârstă reală au. Când spunem vârstă reală, vârsta reală nu este cea înscrisă în buletin. Trebuie să știți acest lucru. Vârsta reală este vârsta care ne caracterizează pe dinăuntru, în care fiecare organ și sistem, fiecare organ țintă al nostru sau sistem, îmbătrânește în mod individual, în funcție atât de factorul genetic, dar și de factorul de mediu în care organismul nostru trăiește, din momentul în care intră în interacțiune cu mediul înconjurător. Toate aceste lucruri înseamnă știință. Dacă mai pui deasupra acestui lucru și faptul că este o temă continuă pentru cercetare, echipa este pregătită să vă primească întotdeauna cu toate problemele pe care le aveți, fie că ele sunt urgente, fie că ele sunt deja cronicizate, dar, în concluzie, în momentul în care veți ieși pe poarta acestui spital, de pe poarta acestui spital, o să știți clar cine sunteți, care sunt bolile deja constituite, ce factori de risc individual aveți pentru alte tipuri de boli, dar ce este cel mai important este că veți fi și conseiați în ceea ce privește măsurile pe care le puteți aborda pe termen scurt, pe termen mediu și lung, medicația asociată, schemele complexe care nu sunt doar legate de medicina alopată, cât și de utilizarea unor anume tipuri de suplimente alimentare de care aveți nevoie, tocmai în susținerea stării de bine și a gradului de independență de care vorbim. Pentru că, până la urmă, ce ar fi știința noastră fără beneficiile de care dumneavoastră trebuie să beneficiați să aveți? De ce excelență în domeniul geriatriei, gerontologiei și gerontopsihiatriei? Pentru că aici este excelența noastră. Pentru că această disciplină și această clinică și oamenii ei sunt parte a European Alzheimer's Disease Consortium, adică a structurii europene care determină toate politicile legate și nivelul și tendințele în cercetare în domeniul îmbătrânii cerebrale. Atât îmbătrânii cerebrale precoce, cât și îmbătrânii cerebrale deja constituite în așa numitele boli neurocognitive. Excelența noastră este dezvoltată din acest punct de vedere prin cele de-a lungul timpului a 20 de ani, a peste 20 de ani, prin proiectele de cercetare care sunt 44 în momentul acesta, 11 sunt ongoing, adică sunt în derulare în continuare și de la începutului facem parte din acest consorțiu care publicăm, în care dezvoltăm cohorte sau, dacă vreți, avem pacienți din România care fac parte din această cohortă europeană pe care îi studiem în dinamică de peste 20 de ani.
în funcție de dinamica a ceea ce înseamnă biomarker. Biomarker, când spunem, sunt aceste... biomarkerul reprezintă un principiu pe care noi îl folosim pentru a putea să facem predicții, prevenție și medicină personalizată în funcție de nevoile fiecărui individ. Dar în același timp să putem face aprecieri la nivelul grupului pe care le evaluăm. În asta constă, de fapt, excelența. Ce înseamnă asta? Înseamnă că evaluările pe care le facem la acest nivel se referă în primul rând la modul în care creierul fiecăruia dintre noi are riscul sau tendința de a îmbătrâni mai repede decât îmbătrânirea fiziologică și facem aceste aprecieri la nivel de excelență din punct de vedere medical și al cercetării, și diagnosticul precoce sau predictiv pe care îl putem pune din acest punct de vedere aduce practic este un mare avantaj pentru cei care ajung aici și care pot să beneficieze de aceste servicii, pentru că știm din ce în ce mai mult că acest fenomen de îmbătrânire cerebrală precoce începe în ultimii 20 de ani cu evidențe clinice și nu numai legate de biomarkeri, cu cel puțin 20 de ani înainte ca semnele să apară și să devină clinice și recognoscibile din punct de vedere al medicinii alopate.